Când centrala termică nu mai funcționează sau ai probleme cu ea, reacția naturală este să te panichezi. Ah, centrala nu mai funcționează! Nimeni nu vrea să stea într-o casă fără încălzire și fără apă caldă. E o experiență mizerabilă, mai ales dacă se întâmplă iarna. Înainte să sun la servis sau pe instalator, vezi aceste sfaturi utile cu lucruri simple pe care le poți face chiar tu. Salut, prieteni! Eu sunt Cosmin de la blog de instalații. Astăzi o să te învăț ce să faci când centrala termică nu mai funcționează. Înainte să începem, ai apăsat pe subscribe la acest canal. Când apeși pe subscribe, vei primi notificări atunci când public videouri noi. Hai, apasă, o să te aștept. Că da? Am o întrebare pentru tine. Ai avut probleme cu centrala termică? Dacă da, scrie la comentarii da. Iar dacă nu, scrie nu. Oricare ar fi răspunsul tău, privește mai departe. Vorbim în special despre centrale termice de apartament în acest video. Și acestea funcționează de obicei pe... Ai ghicit! Pe gaz. Prima dată verifică dacă ai gaz. Cel mai simplu de făcut de asta este să aprinzi aragazul din bucătărie. Dacă flacărea de la aragaz nu merge, Probabil că nu ai gaz. Sau ai uitat să plătești factura? Dar n-am terminat cu gazul încă. Detectorul de gaz din casă e legat la o electrovană de gaz ce se află în exteriorul apartamentului. Dacă detectorul a oprit gazul, trebuie să apeși butonul de rearmare de la electrovana de gaz. Și dacă în continuare nu ai gaz, e posibil să fie o avarie în zona ta. Verifică și la vecini. Dacă ai avut o cădere de tensiune de curând, poate a sărit siguranța fuzibilă din tabloul electric, sau poate termostatul centralei a fost afectat de căderea de tensiune. Verifică dacă ora setată la termostat este corectă. Cel mai bine e să folosești un manual pentru termostat, și dacă nu ai unul, caută pe internet după numele lui și o să o găsești. Verifică robinetii de apă rece și de apă caldă și vezi dacă la amândoi curge apă. Dacă ai probleme, sună la furnizorul de apă. Centrala ar trebui să meargă în continuare pe încălzire și doar pe apă caldă să nu funcționeze. Centrala ta afișează presiunea din circuitul de încălzire. Fie ai un manometru care arată presiunea, fie aceasta e afișată pe ecran la modelele mai noi. O setare din fabrică face ca unele centrale să nu meargă dacă presiunea este mai mică de 0,8 sau 0,5 bari, pentru că există pericol de supraîncălzire la funcționarea fără apă. Ca să refaci presiunea, trebuie să încarci cu apă instalația. Trebuie să identifici și să deschizi ușor robinetul de încărcare de sub centrală până când presiunea ajunge între 1 și 1,5 bar. Dacă presiunea a crescut mai mult de atât, o poți scădea aerisind caloriferele. S-ar putea să fie nevoie să resetezi centrala apoi ca să pornească. Dacă în continuare pierzi presiune, asta indică că e o scurgere de apă undeva. Poate setările termostatului s-au schimbat sau cineva a apăsat pe butoane. De obicei copiii sau soacra. Centrala termică nu va funcționa dacă temperatura de la termostat e prea mică și în casă este cald. Termostatele cu unde radio și cele comandate prin internet pot să creeze câteodată probleme datorită comunicării între module. Și e recomandat să schimbi bateriile de la termostat odată la 1 sau 2 ani. Câteodată poți scăpa ușor cu un simplu reset. Butonul de reset este pe panoul centralei și dacă nu-l găsești, verifică în manual. Înainte să apeși pe reset, scrie pe ceva codul de eroare pe care îl afișează centrala termică. Asta te poate ajuta să repari centrala dacă ai nevoie. Sau poți să faci o poză cu telefonul la codul de eroare. Dacă nu merge după resetare, încearcă să o oprești de la alimentarea electrică și să o pornești din nou. Dacă centrala termică nu funcționează și ai probleme cu centrala termică și nici unul din sfaturile mele de mai sus nu te-au ajutat, e timpul să chemi un instalator sau o firmă de service. Ține cont că este bine să faci doar verificări minore la centrală și nu e recomandat să o repari tu singur. Așa că, dacă nu ești sigur de ce trebuie să faci, cheamă un profesionist. Fă o revizie anuală a centralii termice ca să nu ai surprize neplăcute iarna. Acestea au fost sfaturile mele. Sper să te ajute când centrala s-a oprit sau dacă ai probleme cu centrala. Apasă pe like și pe subscribe la acest canal. Apreciez dacă faci asta și mă ajută să ajung cu sfaturile mele la mai multe lume. Vizitează site-ul meu, blog de instalații pentru mai multe detalii despre centrale termice. Mulțumesc că m-ai urmărit. Când centrala termică nu mai funcționează sau ai probleme cu ea, nu reacția naturală deloc. este să te panichezi. Da nu mai, ce nu mai funcționează!